Crema noastră de față, anti-rid, vom avea nevoie de coaja de la o portocală, vom avea nevoie de morcov, ulei de dafin, ulei de cocos, vedeți? Așa. Ceară de albine, ulei de măsline. Și acum o să încep cu să radem morcovul și coaja de portocală și o să le punem așa într-un borcanel împreună cu foaia de dafin și cu uleiul de măsline și le punem într-o tigăiță pe baie de abur aici în interior. Să facem uleiul de portocală, de morcov și de dafin. Și apoi o să adăugăm uleiul de cocos și ceara noastră de albine. Și să începem. Așa. Am să pun două frunzulițe de foi de dafin în borcanelul meu. Deci crema o faceți, o țineți la Puțină. frigider pentru. Așa. Ia să punem aici foile noastre de dafin. Așa, am să rad și coaja de portocală. Așa. Și punem o linguriță de coaja de portocală. Acum vom rade și morcovul nostru, deci spălat așa bine și punem și morcovul nostru. Și am pus foi de dafin, coaja de portocală și morcov. Și acum vom pune ulei. Până acoperim. Așa. Și vom pune aici pe baie de abur. Puneți între șervețele. Punem șervețelul și în interior o să punem vasul nostru și o să completăm cu apă. Și aici completăm cu apă. Și punem pe foc. Punem pe foc până începe să clocotească. În momentul când începe să clocotească, dăm la mic și lăsăm circa 15 minute. Și avem uleiul nostru de portocală, morcov și foi de dafin. Am aici ceară de albine și am să pun ceara puțin câte puțin. Nu punem multă. Am să iau așa bucățică, vedeți? Să știți că cum v-am arătat și la foarte. celelalte creme făcute pentru dureri, crema cu mușețel, crema cu dafin, ceara o adăugați treptat și încercați, scoateți din compoziție și puneți așa câte o picătură. Și în momentul când vedeți că se întărește, atunci este gata. Nu adăugați prea multă ceară. O adăugați așa o linguriță. Și am să pun așa aici o linguriță de ulei de cocos. Așa scoate. Așa. Deci facem cremă puțină, o facem pentru 2-3 zile și o folosim, o ținem la frigider și după aceea ne facem alta. Să scoatem de aici borcanelul. E fierbinte. Așa. Am să dau deoparte. Și acum și o să pun aici pe să baie de pun uleiul ulei. de cocos să se topească. Așa. Și vom pune și din ceara noastră, vedeți, bucățele de ceară și le punem aici să se topească, pe baie de abur. Și acum amestecăm. Amestecăm și când s-a topit, încercăm să vedem dacă este gata. S-a topit ceara și încercăm
Și dacă se întărește, lăsăm așa. Dacă nu, mai adăugăm puțină ceară. Așa. Și punem așa câteva picături aici. Vedeți? Începe să se întărească. Și se face crema pe față cu această cremă, să vedeți ce ten frumos vă face. Și faceți masaj. Masaj, masaj. Așa, ia uitați. Până intră toată în piele. Și acum o puteți lăsa și dacă aveți un căpăcel în acest vas, sau dacă nu, o puneți într-un borcanel și închideți. Punem așa încet, 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 încet. Sper să nu fac pozne. Așa. Și o lăsăm să se răcească. Punem căpăcelul. Și crema noastră este gata. Vă pup și vă mulțumesc din suflet.